Ce a însemnat pentru tine vocea Americii? A fost ceva foarte interesant pentru mine să văd cum face toată lumea fără o dorință pentru Domnul Iisus și face ceva așa de tare și la un nivel foarte, foarte... Profesional. Da, professional. Ce am învățat cel mai mult e de ce eu trebuie să fac ceva la nivelul ăsta, dar pentru lumea. A fost o experiență foarte frumos, dar eu știu că eu am trebuit să fiu altundeva, să slujesc pentru Domnul Iisus și să fac ceva mult mai mare decât TV show sau să fac ceva cu celebrities sau Hollywood. Eu am știut că, dar n-am știut cât de mare, că eu am știut că a fost o chemare mare pentru mine, să zicem, în viață. O să sufer oricum orice faci. Și un milion de ori mai mult aș fi suferat pentru Domnul Iisus decât pentru lumea. Că oriunde mergi și oriunde ce faci, eu pot să zic first hand, cum aș fi zice. De prima mână. Eu am văzut ce e și poți să faci viața ta cum vrei tu, dar o să suferi. Dacă e predică, dacă e muzică, dacă vrei să slujești în biserică, să pui scaunurile la loc. Asta e, eu zic asta e, eu am făcut asta pentru ani și e ceva foarte important. Deci nu este ceva mic ce poți să faci pentru Domnul Iisus. Nu contează. Eu, alții cine slujească, nu putem să facem ce facem fără alții cine face și mai mult in the background. Domnul Iisus vede pe tine și inima contează foarte, foarte mult la asta. Dacă ai inima drept, dacă vrei să slujești și să vii cu un inima așa curată înaintea Domnului, o să reușești să faci ce vrei tu. Dragi ascultători, suntem la o nouă emisiune Lumea Noastră Încotro. De la microfon vă salută Mihaela Leș și pentru cei care poate doar acum v-ați alăturat frecvenței Alt FM, vreau să vă spun că ne puteți urmări și pe canalul nostru de YouTube Radio Alt FM. Puteți să intrați, să accesați canalul, să dați un share, să distribuiți dacă vă place emisiunea. Și am să vă țin un pic în suspans pentru că nu sunt singură în studio, ci alături de mine este un reprezentant al muzicii românești, am putea spune, deși nu o să vă introduc numele persoanei, am să vă las pe voi să ghiciți după ce veți audia piesa și o veți viziona pe canalul nostru de YouTube. Așa că, după piesa Doar Hristos, speranța mea, ne reauzim în studioul Alt FM cu invitatul din această zi. Aleluia, Iisus mai.
sa ne-am răscumpărat. În dimineața promisiunii, când din mormânt El a înviat, leul din Iuda a învins păcatul, prin moartea sa ne-a răscumpărat. Iisus, tu mai dragi ascultători, am revenit pe frecvența Alt FM după Doar Hristos, speranța mea. Alături de mine în această emisiune se află George Horga Jr. Da, și poate numai din accentul meu poate să știe un pic mai mult despre mine și cine sunt și de unde vin, dar e o bucurie mare să fiu aici cu tine, alături de tine. Bucuria este de partea noastră și ne bucurăm că am putut să-ți răpim așa o jumătate de oră să înregistrăm această emisiune și aș vrea să povestim un picuț despre începuturile tale din muzică. Pentru cei care nu te cunosc, tu ești de origine român, putem spune chiar arădian, pentru că am aflat că tatăl tău era din Tauți și după aia din Bujac. Da. Și ai... au emigrat în America, deci tu te-ai născut și ai trăit în America, dar felicitări părinților pentru că au păstrat vie limba românească și în ciuda accentului american vorbești foarte bine românește. Încerc eu să vorbesc corect, că știu toate cuvintele, dar mai ales când e presiune, mai ales când trebuie să fie corect, poate nu vine cuvintele exact 100%, dar sper că toată lumea înțelege foarte bine și... cu siguranță și ascultătorii noștri te vor înțelege perfect și vor fi îngăduitori pentru că limba ta maternă este engleza, așa că americana. Deci noi te înțelegem perfect, așa că nu-ți face nicio problemă, știi? Și harul Domnului să fie aici și nu să treacă dincolo de cuvintele pe care noi le spunem. Amin. Dar să știi că eu zic în America, numai așa, că eu sunt foarte... eu îmi place că sunt român. Eu zic la moment că românește-i limba mea prima... că poate, eu îmi place să gândesc că când am fost mic, eu am vorbit numai în românește până când mama și tata e românește, nu? Exact. Deci după numai aia am vorbit în engleză, dar e un glumă, dar eu sunt foarte, nu știu cuvinte, proud. Foarte mândru că ești român. Să fiu român, da. Și noi ne bucurăm că, uite, sunt români peste hotare, peste mări și țări, putem să spunem, care se mândresc cu faptul că sunt români. Și noi ne mândrim cu voi acolo și aici și ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu a pus în tine în mod special vis-a-vis de muzică, pentru că despre asta vom vorbi în această seară. Și aș vrea să te întreb, cum ai ajuns la muzică, pasiunea pentru muzică, pentru cei care nu știu de unde provine sau cine a fost, hai să spunem, domnul Horga seniorul. Da, domnul Horga seniorul și mama mea e Crina Damian, și dacă știi numele Damian, al lui Dan Damian, al lui Messengers, acum au făcut 40 de ani de slujire,
Acum suntem în turneu cu ei aici, să celebrăm 40 de ani de slujire, de venit în România și scris și o cântat cântări. De când am fost 0 ani, că eu numai sunt 29 de ani. So. Mulți înainte. Da. Vreau să spun că nici eu n-am fost pe lume când el a început să când Dan Damian a început să compună piese și da. Să cânte, dar recunosc că la fel ca și tine și ca mulți alții, am crescut pe piesele lor și m-am închinat lui Dumnezeu pe muzica lor și cu siguranță pentru cei care sunt 40 plus, este o și mai mare bucurie că voi tu împreună cu ei ați ajuns în turneu în România pentru 40 de ani de slujire și ne rugăm ca Dumnezeu să dea mai mulți ani și lor și ție și tuturor din familie care sunteți exact. în acest domeniu. Da, da. Deci aia e partea mamei mea și lui tatăl meu, cum am zis, eu a fost aici prin Bujac și tatăl lui a scris multe partituri din fanfară la biserică Bujac, Gloria, cred că acum e. Și asta a fost ceva foarte, foarte mare. Deci, din tatăl meu și din mama mea am un dorință să fac muzică și nu prea am știut asta, că am jucat mult fotbal și numai la 14 ani, 13 ani, eu am știut că pot să cânt, dar toată lumea a știut pe mine că eu am cântat la tobe. Okay. Eu sunt toboșar și nu prea au gândit oameni că pot să cânt sau fac mai mult, dar eu am avut un dorință și am avut, știu că a fost ceva acolo și am lăsat din tot și am spus la tatăl meu că vreau să fac muzică și el a fost un pic șocat că nu a știut că am avut asta în mine și după aia am făcut un studio acasă, am învățat să fac production, music production, cum zicem, și am cântat în biserică și am crescut în biserică, în biserică român, deci în America, dar eu am stat între români și cred că de aia pot să vorbesc un pic românește și pot să cânt un pic în românește. Foarte interesant, pentru că evident Dumnezeu a pus în tine mulți talanți în direcția muzicii și cu siguranță că ai făcut decizia înțeleaptă de a renunța la fotbal pentru muzică, chiar dacă fotbalul poate era o pasiune. Am renunțat ceva foarte mare, dar la 13 ani. Era visul tău. A fost. Și visul tatăl meu pentru foarte lung. Știi că el nu a avut ocazia asta cum am avut eu. Știi? Și cred că mai mulți oameni au crezut că poate în direcția asta aș fi mers viața mea, dar Domnul Iisus a avut ceva ce nici nu am putut să vis ce se întâmplă cu viața mea și ce binecuvântare el mi-a dat cu asta. Și știu că mulți oameni zice că poate eu sau muzica e un binecuvântare, dar pentru mine personal asta pot să zic salvat viața mea, Domnul Iisus a salvat viața mea prin muzică. Foarte frumos. Da. Și putem să ne uităm la tine și știm că ai fost și la Vocea Americii. Da. Adică când spunem și Vocea României mult, dar minte Vocea Americii. Da, da. Povestește-ne puțin ce înseamnă Vocea Americii sau ce a însemnat Vocea Americii pentru tine din punct de vedere profesional, pentru că muzica și creștină trebuie să o privim pe ansamblu ca fiind o slujire pentru Dumnezeu care trebuie să o facem la cel mai mare nivel, adică indiferent de slujirea pe care o avem, trebuie să o facem la excelență. Și atunci, ce a însemnat pentru tine Vocea Americii? Ai zis ceva foarte interesant. Să facem ce facem pentru Domnul Iisus în cel mai bun mod ce putem, știi, la cel mai mare nivel. Și eu la 16 ani când am mers la Vocea Americii, scuză-mă, a fost ceva foarte interesant pentru mine să văd cum face toată lumea fără un dorință pentru Domnul Iisus și face ceva așa de tare și la un nivel foarte, foarte profesional. Da, professional. Și a fost o experiență foarte bună și am învățat mult, dar ce am învățat cel mai mult e de ce eu trebuie să fac ceva la nivelul ăsta, dar pentru lumea. Că după am făcut vocea The Voice in America,
Am mers înapoi acasă la Portland din Hollywood și am văzut biserica mea și am văzut poate tineretul a fost nu așa de bine și poate muzica a fost la un nivel ce a scăzut un pic și m-a pus Domnul Iisus asta în inimă să nu mai merg înapoi la Hollywood și să stau în mâna lui acolo în biserică și să slujesc pentru el, dar la un nivel mult mai mult decât și eu am putut să vis. Să visez, da. Scuze-mă, acum în românește eu încerc foarte, foarte mult. Dar apreciem. Cu presiune să știi că e mult mai rău. De obicei, dacă vorbești cu mine altundeva, sunt mult mai bine la românește, dar... Apreciem presiunea microfonului da, românesc. Da. Dar, înapoi să zicem, a fost o experiență foarte... frumos, dar eu știu că eu am trebuit să fiu altundeva, să slujesc pentru Domnul Iisus și să fac ceva mult mai mare decât TV show sau să fac ceva cu celebrities sau Hollywood. Eu am știut că, dar n-am știut cât de mare, că eu am știut că a fost o chemare mare pentru mine, să zicem. Și poate eu am gândit, you know, poate într-o zi o să ajung la Hillsong, poate într-o zi, dar ce fac acum e de un milion de ori mai mare decât ai crezut tu, probabil. Da, deci n-am cuvinte, cum ți-am spus, numai emoții, că cum lucrează Domnul Iisus, că eu am întors înapoi și eu am fost crescut vinind în turneu cu The Messengers la 15 ani. Deci eu am fost crescut să vin în România și am știut de viața asta, dar n-am gândit că poate o să am ocazia să fac cum fac acum și mai bine aici decât oriunde, că de aici trag eu. Deci inima mea, cum am zis, eu sunt foarte, I'm very proud to be Romanian. Da, ești foarte mândru că ești român, da. Și eu sunt foarte mândră, să zic așa, că te cunosc și pentru afirmația că decât la Hollywood... Mai bine în biserică, lângă Hristos, da. Adică pentru toți cei care ne ascultă și în special pentru tineri și adolescenți care poate visează la Te Mirce, cineva care a fost la Hollywood, eu nu mai cunosc pe nimeni, sincer, ești primul pe care îl cunosc, care să fi fost în acest mediu al showbiz-ului, pentru că despre asta este vorba și nu doar unul amator, ci unul la un nivel foarte înalt, să renunțe pentru Hristos și cu siguranță pentru răsplătirile care vor fi mult mai mari aici pe pământ, dar și dincolo în cer, atunci când vă veți întâlni probabil cu rodul muncii voastre, pentru că e o muncă cu siguranță colosală, dar mă bucur și apreciez că ai venit cu mentalitatea, poate de Hollywood, adică cu mentalitatea de a face lucrurile la un mod profesionist, pentru că de multe ori trebuie să recunoaștem că de multe ori și ani de zile poate s-au făcut lucrurile, dacă e pentru Domnul, cumva merge și de mâna a doua. Când de fapt pentru Dumnezeu ar trebui să fie the best, cel mai bun și la nivelul excelent, pentru că El merită la urma urmei mai bun. El merită, da. Și apreciem colaborarea ta cu BBSO și cred că este una de lungă durată, da. Dar apreciem muzica pe care o faceți voi acolo la BBSO, pentru că într-adevăr se vede că este o muncă colosală în spate, a ceea ce vedem noi 3-4 minute, sunt sigură că în spate sunt ore și ore și zilele fără dormit și... sunt oameni acolo la BBSO, împreună cu Răz și cu mai multă cine, pune toată sufletul spre misiunea asta, să știe mai mulți oameni despre Domnul Iisus prin cântări, prin slujirea asta și pentru mine e mare, mare, mare binecuvântare să zic și să zic că ei sunt familia mea, prietenii mei cel mai bun și... Eu sunt foarte fericit că Domnul Iisus a deschis ușa asta pentru mine și acum noi nu vorbim despre ce să facem într-un an, doi ani, noi vorbim ultimul 10-20 de ani, ce o să facem pentru Domnul Iisus cu viziunea asta ce El ne-a pus în inima. Și vreau să zic ceva, că ai spus ceva despre tineri și am plecat din Hollywood și tot gen...
cum să zic, these type of things. De lucrurile care ți le dorești, adică ce, exact, ceea ce îți fură ochii la urma, exact, urmei. Vreau să zic ceva. Eu am auzit ceva foarte interesant acum, mai puțin decât un an, și pentru mine o pus la punct exact ce vreau să zic la oameni. În viață o să suferi oricum orice faci. Și un milion de ori mai mult aș fi suferat pentru Domnul Iisus decât pentru lumea. Că oriunde mergi și oriunde ce faci, eu pot să zic first hand, cum aș fi zice. De prima mână. Eu am văzut ce e și poți să faci viața ta cum vrei tu, dar o să suferi. Corect. Viața asta vine cu ce un fel de suferință. Și când mă gândesc la ce am putut să fac și tot, mă amintesc că de un milion de ori mai mult e frumos să fiu împreună cu Domnul Iisus și să am toate dorințele, că uite ce a făcut Domnul Iisus pentru mine. Practic, el a luat toate dorințele mele, când am fost mai mic, am vrut să fac muzică sau ceva la un nivel mare și acum, uite cum, I couldn't even imagine, n-am putut să... Să-ți imaginezi. Cum a făcut să fie așa de... Deci eu am cântat în clădiri unde tatăl meu a fost 20 de ani și a spus, când eu am fost 18, am fost aici cu prietenii mei, aici în România și acum tu cânți spre gloria Domnului Iisus. Am emoții să zic asta. Deci în viață tu poți să alegi cum suferi. Și eu sunt foarte fericit că au rugat oameni pentru mine, bunica mi-a rugat, părinții mei, my friends, biserica, să Domnul Iisus să țină mâna lui și nu eu am reușit să fac asta, dar Domnul Iisus m-a prins și m-a pus aici în situația mâna lui și sunt foarte fericit. Dacă ești un tiner și dacă gândești că vrei să faci ceva mare în viață, eu vreau să zic că poți să faci și lângă Domnul Iisus, ce gândești tu, un milion de ori mai mare, El o să face în viața ta dacă stai alături de El și dacă stai pe calea asta cu Domnul Iisus Hristos. Amin! Nu mai pot să adaug decât amin la acest imbold pentru tinerii noștri și pentru toți cei care ne ascultă, pentru că mare dreptate ai. Știi cum e? Că lângă Domnul Iisus putem să facem multe lucruri și cu atât mai mult putem să facem cu impact. Da. Nu doar pentru pământ, ci și pentru cer. Asta e cel mai frumos. Și că mi-ai deschis cumva orizontul slujirii în clădirii în care tatăl tău a fost, povestește-mi puțin despre slujirea ta în România, că știu că a început în urmă cu vreo 15 ani. Mai mult, da. Cam așa. Dacă vrei să ne spui cum au fost acești ani de când tu ai venit și ai mers în America și ai slujit în România. Da, deci prima dată când am venit în România am fost 14-13. Ceva de gen, dar n-am venit să cânt, numai așa am venit cu tatăl meu, cine a fost președintele lui Messengers și cu Messengers, să facem misiune și chiar a fost, eu mai amintesc la ce biserici am mers și la ce, a fost foarte diferit când am venit prima dată, România, foarte diferit, parcă a fost mai cald, parcă a fost mai greu, parcă... Partea cu mai cald te înțelegem perfect. Da, deci și a fost ceva pentru mine să văd un alt lumea. Eu am fost născut acolo în America și a fost ceva wow. Bănuiesc că îmi vine acum în minte, ai venit din America și să ne referim la lumea de biserică, de la o biserică poate imensă, cu mulți membri, la o bisericuță mică de sat. Da, și am făcut mulți biserici așa, și dar pentru mine sunt amintiri. Asta a cuprins inima mea, România. Oamenii cine parcă nu au avut mult, dar au avut toate bucurie. Și am zis, vai, eu vreau asta. Asta e ceva special. Deci, noi murim de cald aici, n-avem scaune, n-avem microfon de sunet, n-avem, dar cum slujim aici pentru Domnul Iisus și cum oamenii ăștia s-au bucurat și oamenii au venit și au dat inima la Domnul Iisus, a fost ceva wow. Și după aia am venit un alt an și după aia am mers și cu Speranța, cu Messengers și am văzut misiunea Speranța și au venit și
a făcut și pentru mii de oameni, mii și mii de oameni în sala de sport și dar cum anii s-au trecut, s-au schimbat un pic și în România și parcă nu mai a fost așa de cald, am avut air conditioning, cum să zicem, mentalitatea de lucru s-a schimbat mult, tinerii acum toți vorbesc în engleză, deci când am venit eu, m-am fost rușine și nu m-au râs la oameni la mine. Acum eu pot să merg oriunde și vorbesc un pic mai mult engleză și... Te înțeleg oamenii. Da, da, deci s-a schimbat mult în România ultima 15 ani, dar ce rămâne e sufletul românii și că toată lumea trebuie pe Domnul Iisus. Da, mi-a plăcut foarte mult ceea ce ai spus tu mai devreme, faptul că ai fost atras, captivat de dragostea și simplitatea oamenilor pentru Iisus Hristos, în ciuda faptului că nu avea aer condiționat în biserică, în ciuda comodității, să zicem așa, pentru că de multe ori poate comoditatea ne îndepărtează de Dumnezeu. Față de poate simplitatea. Eu am vrut să zic chiar acum 100%, da. Dar nu 100%, dar să știi că este ceva acolo să vorbim. Că... Și te întreb pe tine care vii din America. Da, da. Știi că nu vreau să zic nimic, nu zic nimic rău despre mine și cum am fost născut, că noi, viața noastră a fost în biserică și despre biserică și... Da, dar pot să zici că dacă te lași pe tine, nu știu dacă am zis corect românește, pot să vii și să gândesc la mai mult, mai mult, mai mult, mai mult și vreau și vreau și vreau. Pământește. Pământește. Corect. Și nu am și alții are mai bine și acum am și vreau mai mult. Pot să fii un pic mai deslegat despre, deslegat din inima lui Dumnezeu, exact, și înclinat, exact, înspre materialism. Exact. Când, cum am zis, pot să suferi în viața oricum și mentalitatea poate să fie oricum decizi tu, dar parcă când nu ai mult și trebuie să ții numai de Domnul Iisus, face ceva la inimă. Dar pot să zic și când ai multe și când ai de toate și poți să ții pe Domnul Iisus, și aia e foarte, foarte frumos. Că poți să ajuți pe alții. Poți să ajuți pe alții, poți să fii un exemplu. Eu am vrut să fiu un exemplu, deci și în toate aspecte în viața. Poți să ai ce vrei, că Domnul Iisus te iubește, dar trebuie să țină de El. Exact. Dacă ai mașină, dacă nu ai mașină. Dacă ai... Dacă nu ai casă. Dacă ai air conditioning, dacă e cald sau dacă e frig. Exact. În toate lucrurile trebuie să-i dăm lui prioritate și să-l punem, exact, pe pedestral. Pot să zic că poți să fii simplu în Domnul Iisus dacă ești în România sau în America, dar când am venit am văzut poate pentru prima dată simplu, the simplicity. Simplicitatea oamenilor. Da, da. Dar poți să ai aia oriunde ești în viața, dar trebuie să gândim noi și la părinții noștri și ce au avut. Că tatăl meu a fost născut on a dirt floor, cum să zic, pe pământ. Exact. Într-o cameră cu pământ, nimic, care n-avea podele. Nimic. Și el nici, zice de mult ori la mine, George, nu pot să am, și ca mine zic, imaginează ce are acum și ce a făcut Domnul Iisus pentru el. Și acum noi și în România și eu ved tinerii, toți suntem un pic mai confortabil, toată lumea, smartphone, wifi, avem totuși un pic mai mult și poate nu dăm seama. Nu ne dăm seama, da, de lucrurile astea. Dar când gândim la alții before us, la părinții, la bunici, vai, a fost greu și pentru mulți, mai ales, you know, during the communist regime. Da, pe regimul comunist, exact. A fost mult mai greu. Exact, lucruri pe care noi le știm din povești, ei au apucat să le trăiască pe pielea lor și să aprecieze ceea ce au astăzi comparând cu poate situațiile prin care au trecut atunci, dar mă bucur sincer să văd că mentalitatea lor și simplitatea a fost implantată cumva în inima ta,
în America, ceea ce îi, știi, îi uimitor să văd lucrul ăsta și e așa cu speranță pentru viitor, știi, că în ciuda circumstanțelor, în ciuda lucrurilor pe care le-ai văzut, în ciuda mirajului de la Hollywood în care puteai să rămâi, totuși, având în inima ta lucrurile pe care cred că părinții tăi au reușit să le implanteze de mic, ai ales să vii să slujești în România, despre care mulți ar zice că poate e o țară de mâna a treia, știi, comparând cu America, dar totuși ai ales pentru Hristos să vii și să slujești aici și să fie atât de multe suflete încurajate prin ceea ce voi faceți. Uite cum e The Messenger, unde 40 de ani generații au fost încurajate, cum ești tu împreună cu BBSO, da, în care generații de oameni tineri și nu doar sunt încurajate de muzica voastră și se pot închina lui Dumnezeu, că de fapt la urmă urme asta e să ne putem închina lui Iisus Hristos prin muzică, pentru că muzica e momentul în care noi dăm lui, de fiecare dată primim și noi îi dăm în închinare lui, așa că sunt de-a dreptul uimită de lucrul ăsta și felicitări părinților tăi pentru că au reușit să implanteze această mentalitate autentică. It's a miracle. Da, miracle. Este un miracol, exact. Deci, e un miracol. Și e greu să aud asta despre mine, că eu nu-mi place zic, oh, felicitări că tu ai făcut. Pentru mine nu, e mâna lui Domnul Iisus și miracol. Pur și simplu, și ai vorbit despre Messenger și BBSO, deci acum 5 zile, 4 zile, 3 zile în urmă, cumva, cum se zic asta în românește, my two worlds collided. Cele două lumi s-au împreunat. Împreunat și eu am fost, deci, șocat cum, din toate situațiile, din toate posibilitate, au venit messengerii 40 de ani, unde sunt eu acum așa de mult implicat și noi am făcut ceva, două generații împreună, ceva wow. Și vai, am plâns așa de mult că e un miracol. Deci nu pot să planez asta dacă aș fi vrut. Dar nu puteai să planifici, corect. Nu poți. Trebuie să planifici pentru 40 de ani. Nu se poate ceva așa. Deci numai Dumnezeu a putut să facă. Numai Dumnezeu. Corect și... ca și spectator de acasă, vreau să spun, nu știu cum a fost acolo, dar cel puțin de acasă, a fost înălțător și parcă o parte din cer în concertul vostru de acolo, cumva îmbinarea celor două lumi, da, care poți să spui o generație cu o altă generație, dar cumva mereu actuală, pentru că Domnul Iisus e mereu actual, da, și El trece dincolo de generații și dincolo de barieri. Amin. Și a fost extraordinar și abia așteptăm noi colaborări, abia așteptăm noi cântări, așa că, pentru că nu mai avem foarte mult din emisiune, poate pe final, dacă vrei să ne lași așa niște gânduri pentru tinerii din România care se gândesc la muzică, ce ai încurajat tu și poate care sunt planurile pentru viitor cu România? Da, acum eu văd în România că mai mult și mai mult se implică să facă muzică spre gloria Domnului Iisus și eu numai zic să mergeți înainte, că sunteți foarte talentat și să nu credeți că trebuie să mergi altundeva. Sincer, am auzit de la oameni, dacă merg aici în America sau altundeva, are there producers, music producers. Sunt producători de da, muzică. Da, acolo și eu uit la ei și... voi aveți tot ce trebuie aici. Nu știu de ce uiți altundeva. Aveți acum toți foarte mult talent și sculile, chiar aveți... tehnicul necesar da, pentru a produce muzică, da, corect. Da, și dacă chiar asta te lipsește, sună-mă și facem ceva de... Dacă chiar ai dorință să... și dacă ai the gift, cum să zic? Darul. Darul, că trebuie să ai darul. Asta e important, e greu de vorbit despre asta, dar mulți oameni vrea să facă ceva și poate nu-i darul ei. Foarte greu de vorbit. Corect, este important să identifici dacă ai acest talent din partea lui Dumnezeu, pentru că dacă îl ai și îi pus la lucru în slujba lui, vom culege mai mulți la final. Amin, amin. Și dacă vreți să faci asta, ori dacă e predică, dacă e muzică, dacă vrei să slujești în biserică, să pui scaunurile la loc, asta e... Eu zic asta, eu am făcut asta pentru ani și ceva foarte important.
Deci nu este ceva mic ce poți să faci pentru Domnul Iisus. Nu este. Să nu lași pe the enemy, cum să zic. Satana, diavolul. Să-ți zică că ce faci tu nu e destul, că nu cânți păștenă. Poate nu predici, nu contează. Eu, alții cine slujească, nu putem să facem ce facem fără alții cine face și mai mult in the background. Cu lumini, cu aranjament de microfon și cablurile, cu cafea, să ia oameni cafea când vine, cu greeting, cu host. Deci să slujim aici în România, dacă ai dorință, că nu trebuie să mergi altundeva să slujești. Și dacă ești un biserică foarte mic sau un biserică foarte, foarte mare, Domnul Iisus vede pe tine și inima contează foarte, foarte mult la asta. Dacă ai inima drept, chiar la predică o zis astăzi, da, o vorbit despre trebuie să fii, să fii drept. Să fii drept. Cred că înțeleg ce zice el. Dacă vrei să slujești și să vii cu un inima așa curată înaintea Domnului, o să reușești să faci ce vrei tu. Și să știi că nu trebuie să fii perfect, că nimeni e perfect. Corect. În fiecare zi noi vrem să facem un pas spre Domnul Iisus. Și da, trebuie să fii drept, dar să nu crezi că dacă poate n-ai citit Biblia de 1000 de ori, nu poți să slujești. Poți, trebuie să fii întărit de alți oameni și să mergi mai departe cu Domnul, dar să fii foarte encouraged to serve aici în România. Să fim încurajați să slujim și exact, ideea este că Dumnezeu lucrează cu oameni disponibili. Exactly. Da. Dumnezeu nu lucrează cu oameni talentați, ci cu oameni disponibili care se pun la dispoziția lui Dumnezeu, da. Și El descoperă talentul pe parcurs. Asta am observat în mii și mii rânduri. Așa că mi-a plăcut ideea ta. Așa că, dragi tineri, luați în considerare această idee pe care ați auzit-o de la cineva care a trecut prin diferite etape în viață și astăzi își pune la dispoziția lui Dumnezeu talentul pe care îl are. Și mai mult decât atât, mai vreau să te întreb care sunt planurile pentru România? Planurile în România, acum chiar că vin foarte des și I just got married. Tocmai s-a căsătorit, așa că felicitări și mulțumesc. Cât mai mulți ani binecuvântați împreună și în slujire împreună. Da, și acum pentru România, clar că mai venim, facem mai mult, avem planuri să facem mult mai mult, mai mult turneu, poate iau un apartament, poate în Oradea să am undeva să vin, să pot să zic că e casa, știi? Casa din România. Casa din România, da. Dar mulți oameni mă întreabă, când te muți, când te muți? Eu mai am familia și acolo în Portland, am mama și tata și pentru mai mult lung timp acolo e casa. Dar... Și chiar familia lărgită este cu toate, da, în America. Da, deci, da. Aici sunt frați și surori în Domnul, hai să spunem exact, așa. Exact, dar pentru viitor tot întoarcem înapoi în România și facem slujire și poate mai departe decât România, poate în Ungaria, poate mergem în Spania, poate, habar n-am, dar oriunde mă trimite Domnul Iisus, eu deja am spus în inima și cu gura că o să merg. Dacă El mă trimite undeva, e greu să zic nu. Exemplu bun, during COVID, când a fost COVID, eu am fost așa de frică să vin în România, că n-am știut ce se întâmplă și eu îmi place viața mea acolo cu familia mea și m-am gândit, dacă vin chiar toată lumea acum, peste toată lumea să închide aeroport, să închide vizele, cine știe cu vaccin, cu asta, n-am știut ce se întâmplă, dar n-am putut, nu m-am auzit, trebuie să mergi, ai spus că mergi, acum când e greu nu mergi, acum când e greu, când nu e comod pentru tine, stai acasă. Și într-o noapte am sunat pe răz, vin, cumpăr bilet, habar n-am ce se întâmplă, nici nu știu că când am venit, trebuie să stau în casă pentru 2 săptămâni. În carantină, corect. Deci, am venit în România să stau în casă, dar am venit și, dar am făcut și spre bine și am slujit, dar când zice Domnul Iisus la tine, trebuie să asculți, nu-i despre noi. Dar, in the end, în urmă, uite ce bine o făcut viața mea și ce comod m-a făcut și când am venit, am avut undeva să stau, tot a fost fain și
cumva ți-a pregătit dinainte tot drumul și traseul, da, Domnul Iisus. Și mi-a plăcut ce ai spus acolo, pentru că de multe ori atunci când nu-i comod pentru noi, alegem să spunem nu. Și când ce beneficii aș putea să am eu din slujirea asta, mm-hmm, spun da, dar Dumnezeu apreciază ieșirea din spațiul nostru, din cutia noastră internă, da, și din confortul nostru, pentru că la urmă urmei despre asta e vorba, să ieșim din confortul nostru când suntem chemați. Mulțumim! Da, eu îți mulțumesc pentru toată România, că toată lumea e foarte, cum să zic, cald și ei zice mulțumesc foarte mult, dar eu sunt foarte mulțumit pentru ocazia asta și sper că și când o să am copii știe și ei despre România, despre unde, de unde tragem și că acum e greu, că generația mea român din America, e greu cu copii să mergi până aici, să știe, să vorbească limba și acum să rogi pentru mine, pentru copiii mei să vorbească în românește, amin! Amin! măcar ca mine sau jumate și jumate ca mine, aș fi fericit! Amin, amin, Dumnezeu să facă să păstreze vie, da, această credință românească, autentică, da, în inima ta și să poți să o transmiți generației viitoare. Să știe ce-i sarmale mici, asta e, și asta e foarte important. Corect și foarte bune, deci, dincolo foarte de... foarte bune, foarte important, deci și asta are... Știu că e România, România, dar avem mâncare foarte bun. Să zicem, comparând cu America. Sincer, e mai sănătos aici în România. Asta e ceva sincer. Că folosiți mai puțin zahăr. Da. În America e mult, mult zahăr. Și încă oamenii mai gătesc destul de mult în casă. Adică nu se merge tot pe semi-preparate. Deci cumva da, da, mâncarea este mai sănătoasă. Din păcate, mama și tată face mâncare acasă totdeauna. Și eu nu știu de ce m-am obișnuit să mănânc afară în America. Deci... Că așa e cultura acum, mergi să mâncăm, rău, e rău pentru tine. Dar da, să știi, aici în România, Mac, incredibil. Mulțumim, George. Domnul Iisus să te binecuvânteze, da, să binecuvânteze planurile tale. Mulțumim pentru că ai acceptat să vii la emisiune și pentru suflul pe care l-ai dat așa și l-ai transmis, da, tinerilor. Și te așteptăm cu noi proiecte. Da, noi inițiative la radio, alte FM. Da. Și am numai o dorință, dacă se poate. După asta cred că o să fie o cântare. Exact. O să fie o cântare, pot să zic cântare, o să fie Waymaker după asta. Dar nu știu dacă după cântarea aia, dar când puteți să puneți acolo iubire, iertare a lui Messengers, acum 40 de ani. Iubire, iertare la Calvar. Ce vreți voi, dar ceva să facem un gest de două generații, cine au venit împreună să, și poate, nu știu, poate cineva o să audă cântările așa și gândească că amintesc când am auzit asta pentru prima dată. Dacă se poate, nu se știu poate, dacă se poate. Se poate, se poate. După Waymaker BBSO cu George Orga Junior, vom pune și o cântare de la The Messenger, pentru că playlist-ul este plin cu cântările lor și cu ale tale. Așa că mulțumim și slavă Domnului pentru generații și pentru muzica de închinare pe care o avem. Mulțumim, dragi ascultători! Ne reauzim la Radio Alt FM la o nouă emisiune, Lumea noastră încotro, iar până atunci vă dorim să aveți zile pline de binecuvântare. Iisus Hristos, Cel care a promis, a promis atunci când s-a înălțat la cer, că nu ne va lăsa singuri, ci va trimite Duhul Său Cel Sfânt, care va locui în noi și va fi cu noi în fiecare zi. El este izbăvirea noastră, Dumnezeul atotputernic. Cântă asta, proclamă prezența Domnului în locul acesta. Ești aici, cerul ai deschis, eu mă închin, eu mă închin. Ești aici, faci tot ce ai promis, eu mă închin, eu mă închin. Ești aici, ești aici.
prezent prin Duhul Sfânt. Eu mă închin, eu mă închin. Ești aici să țin puterea ta. Eu mă închin, eu mă închin. Tu ești izbăvitor, atotputernic. Tu ești lumina în întuneric. Doamne, Tu ești Dumnezeu. Tu ești izbăvitor, atotputernic. Tu ești lumina în întuneric. Doamne, Tu ești Dumnezeu. Cântăm, ești aici. Ești aici. Vrei să ne atingi. Eu mă închin, eu mă închin. Ești aici. Vindeci suflete. Eu mă
Domnul împărățește, să se înveselească pământul, să se înveselească pământul, să se bucure insulele cele multe, să se bucure speranța în seara asta, norii și negura îl înconjoară. Dreptatea și judecata sunt temelia tronului său. Înaintea lui merge focul, arzând din vrăjmașii din preajmă. Fulgerele sale luminează lumea, pământul vede și se cutremură. Munții se topesc precum ceara înaintea Domnului, înaintea stăpânului întregului pământ. Cerurile vestesc dreptatea lui și toate popoarele văd slava lui. Știi de ce? Pentru că El este Dumnezeu. Chiar și atunci când nu văd, El este Dumnezeu. Chiar și atunci când inima mea nu vrea să simtă, El rămâne Dumnezeu. Chiar și atunci când diavolul caută să mă smulgă din mâna Lui, El rămâne Dumnezeu și mă păstrează aproape de Sine. Proclam adevărul ăsta, spune.